Batman este un supererou foarte cunoscut. Este supereroul creat de revistele DC Comics, îl întâlnim în benzi desenate, dar îl întâlnim și în literatură, cum este cazul acestei cărți. Mary Lou este autoarea, Batman, Creaturile Nopții, o carte în care Batman, Bruce Wayne, trebuie să rezolve o mare problemă. Titlul cărții se referă la o bandă de răufăcători care terorizează orașul Gotham. Vom vedea ce se întâmplă aici, la fel vedem cele trei filme în care Christian Bale îl întruchipează pe acest supererou. În film, pe lângă efectele speciale, avem și o distribuție de excepție, pe lângă Christian Bale îl mai avem pe Morgan Freeman, Michael Caine și Gary Oldman, cel puțin. Cele trei filme merită urmărite pentru toate aceste atribute.